Alertă pe Dunăre. Fluviul a fost poluat cu apă de santină. Pata de produs petrolier se întinde pe o lungime de 800 de metri și o lățime de 100 de metri, între localitățile Pârvareca și Măcești. Pata a fost identificată marți dimineață și a fost confirmată de angajații noștri, fapt pentru care am luat deja măsuri de a opri extinderea sa. Este o pată de produs petrolier provenită probabil din apă de santină, provenită de la unul din vasele care tranzitează Dunărea. Intervenim deocamdată cu formația din Moldova Nouă, care are stocul local pregătit de material absorbant de produs petrolier și vom sprijini și de la nivelul sistemului de gospodărire a apelor Reșița, atât cu material absorbant cât și cu oameni, a declarat inginerul șef al sistemului de gospodărire a apelor Caraș Severin Wilhelm Sabo. Instituția conlucrează cu Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Caraș Severin, cu Capitania Portului Moldova Nouă și cu Poliția de Frontieră pentru identificarea vasului care a produs poluarea. În prezent, Poliția de Frontieră verifică punctul de intrare a la Bazia și iar reprezentanții Parcului Natural Porțile de Fier în punctele de acostare cu barca pentru a descoperi sursa acestei poluări. Se suspicionează un vapor care se află în apele sârbești, însă momentan se fac verificări pentru a afla dacă aceasta este sursa, a afirmat comisarul șef al gărzii de mediu Caraș-Severin Senina Dreve. Apa de santină este folosită pentru balastarea navelor, iar când nu mai este nevoie de ea, unii o aruncă direct în Dunăre, fără a o descărca în port, unde această operațiune ar genera costuri.